Matei. Aici pasă pentru Bordușanu. Fanion rămâne jos și este 2-0 pentru Dinamo. Fotbaliștii ardeleni cu mâinile ridicate, cu privirea spre arbitrul asistent. Bordușanu riscant pentru o echipă care joacă pentru prima dată într-o asemenea formulă. Nu pare a fi. E totuși un moment important pentru acest fotbalist de 17 ani care înscrie primul său